Aici vin pentru că asta simt și asta e, cum ar veni, asta îmi curge prin vene, sânge de dac. Și e frumos, e altă lume. Te detașezi de tot ce se întâmplă în lumea reală, în jungla urbană, cum ar veni. O lecție de istorie, de cum au trăit strămoșii noștri și, cum să zic, ceea ce nu se mai, nu știu, nu se prea pune accent pe chestia asta. Aici la Romula am revenit pentru a treia ediție a festivalului Romula Fest. Este un festival de reconstituire pe perioada războaielor traianice și a perioadei în care Dacia a fost provincie romană. Deci este un festival de reconstituire antic, așa cum spunem noi. S-au păstrat din trecut și pe care trebuie să le conservăm și să le promovăm. Deci scopul este în primul rând de promovarea patrimoniului istoric, dar și în același timp scopul este și unul educativ, pentru că ceea ce facem noi putem spune că este o lecție de istorie pe viu. Personal am o dublă satisfacție. În calitate de profesor de istorie am și o altă metodă pe lângă cea de la catedră de a prezenta unui număr mai mare de persoane adevărul istoric, realitatea istorică și de a o promova într-un mod mai vizibil. Cu festivalul de reenactment pe care le facem, încercăm să aducem un punct important al istoriei noastre în prezent, să-l demonstrăm oamenilor așa cum se cuvine prin recreațiile făcute pe baza descoperirii istorice. Tot ceea ce facem este foarte bine documentat, nu facem din capul nostru, nici nu ne permitem așa ceva.
este munca a istoricilor și a oamenilor voluntari